Adrian Popa și-a anunțat demisia din funcție, dar și din partid, urmat fiind și de doi vicepreședinți, respectiv Remus Lăcătușu și Adrian Cicu. Ei și-au motivat gestul prin incompatibilitatea dintre modul în care se face politică în general și mai ales la câmpul lung și așteptările lor. Vă reamintim că Adrian Popa a fost ales președinte al organizației locale din câmpul lung a Partidului Democrat Liberal în luna noiembrie a anului trecut. Acesta nu s-a aflat la prima experiență politică, în anul 2000 fiind candidatul partidului Noua Generație la funcția de primar al municipiului Câmpul Lung. Contactat telefonic, acesta a menționat că nu are nimic de comentat pe marginea acestui subiect, declarând totodată că nu va mai activa niciodată în cadrul vreunui partid politic, urmând să-și continue cariera de jurnalist.